Bun. Așa, voi nu lucrați și vi urât acasă. Ludmila Beiu. Hana, da? Zic corect? Hana se uită la noi, deci eu, Clăunela, o salut pe Hana. Cine mai e acolo? Să știi că așa este, Deia. Noi, toată lumea, stăm acasă și nimeni nu este la muncă. De o lună de zile stăm doar acasă și respectiv chiar ne este dor de copii. Și ne-am gândit noi, seara de seară, să venim aici live cu voi. Deja de o săptămână, e a doua săptămână de când, nu, e prima săptămână, iată, astăzi încheiem pentru că e cea de-a șaptea poveste. Și facem poveștile, după care intrăm live aici cu voi și discutăm. Uite, de exemplu, astăzi Ionela e prietena mea, de aia și zic, e tot... Am înțeles. Bine, astăzi am citit din cartea Rosalia, nu spune niciodată mulțumesc. Să văd cine a ascultat povestea. Scrieți-mi, vă rog frumos, copiii care sunt prezenți, cum îi cheamă ca eu să îi salut și după care eu discutăm un pic și despre povestea de astăzi, da? Între timp eu vreau să fac o distribuire. Aici Ionel și Ilie, pupici de la Clăunela. Cui mai transmitem pupici? Hai să vedem cine e live aici. Scrieți numele copiilor, iar eu îi salut. Și după care discutăm și despre câteva cuvinte de politețe și ce înseamnă să fii politicos. Așa. Ok, eu distribui. O salutăm pe Milena. Salut, Milena! Clăunela îți transmite pupici. Ionel și Iliescu. Ionel și Iliescu, eu, Clăunela, vă pup și vă îmbrățișez și vă transmit mulți, mulți, mulți pupici, cum spune acolo Ionel, cu sclipici! Este. Eu vreau să distribui. Emilia vă salută. Pupici pentru Emilia! Emilia, ești gata să primești pupicii? Uite așa, la toată lumea. Să distribuim, uite aici. Așa, imediat distribui și începem discuția. Dar aștept încă să-mi spuneți cine se uită la noi acum. Vreau să-i salut pe toți. Și scrieți-mi dacă ați privit povestea. Dacă Marius ne privește, îi transmitem și lui Marius pupici. Pupici și multe, multe îmbrățișări. Eu ziceam că distribui și nu vrea, distribuie acum. Uite așa. Așa. Și uite așa. Bine. Deci, povestea de astăzi a fost despre, v-am urmărit cu mare drag. Ce bine, mulțumim, Rodica. Scriem și numele copilului ca să știu pe cine salut și cu cine discut. Povestea de astăzi a fost despre Rosalia, un pui de rechin care nu spune niciodată mulțumesc și te rog. Copii, ia să-mi spuneți voi. Ce sunt cuvintele astea? Mulțumesc și te rog. Cum se numesc ele? Hai să vedem cine primul ne scrie nouă, cum se numesc aceste cuvinte. Fac parte dintr-o familie mai mare pe care noi o numim. Vreau să-mi spună copiii, pentru că sunt convinsă că la grădiniță voi învățați despre. Și dacă ați fost. Nu vreau să zic cuvântul, aștept pe voi să-mi spuneți cum se numește momentul ăsta când noi. Atunci când avem nevoie de ceva, spunem te rog sau vă rog, și atunci când primim, mulțumim prin a spune mulțumesc, da? Sunt cuvinte de. Bună, Veronica, și pupici pentru Emilia! Cine s-a mai conectat aici? Hai să vedem! Emilia! Cine mai era la noi? Marius? Ionel? De politețe, exact!
Astea sunt cuvintele noastre de politețe. Bravo! Și scrieți-mi acolo și numele copilului. Spuneți că Emilia zice de politețe. Milena zice de politețe. Cuvinte fermecate! Bun, cine a spus cuvinte fermecate? Și noi mai, atunci când mergem la petreceri, mergeam, că de mult nu am mai fost, copiii zic că sunt cuvinte magice sau formule magice. Așa, la formule magice, când ne întrebam, vroiam să ne spună acele cuvinte de abracadabra sau focus pocus, iar mulți dintre ei, la întrebarea noastră care sunt cuvintele magice pe care voi le folosiți, ei spun, răspundeau, te rog frumos. Era foarte plăcut să auzim așa informație. Și mulți, iată, le spun cuvinte, Emilia zice că trebuie să fii politicos, Milena zice de politețe, cuvinte magice, spune Sofia. Bine, acum următoarea mea întrebare. Care sunt alte cuvinte magice pe care voi le cunoașteți, copii? Așa, care sunt cuvintele magice pe care voi le mai cunoașteți? Să vedem Instagram-ul, că un pic s-a pierdut. Deci, Emilia, cine mai e aici? Să-i salutăm pe toți și să-i întrebăm. Emilia, spune-ne, care sunt alte cuvinte de politețe? Noi aici învățăm toate. Hana, dacă mai ești cu noi, te rugăm să ne spui care sunt cuvintele de politețe. Așa, ia spune-ne, îi transmit pupici Andreei și totodată întreb care sunt cuvintele de politețe. Nicoleta spune cu mare drag atunci când răspundem. Deci am cerut și am spus te rog frumos, am primit și am răspuns mulțumesc, iar eu, cea care ți-am dat ție cartea, îți spun cu mare drag. Veronica, Emilia zice mulțumesc, bun, poftim, te iubesc, spune Hana. Așa, Hana a zis poftim și te iubesc. Și pupici, pupici pentru Andreea. Te iubesc, ia să văd, voi cum credeți? Cuvântul sau formula te iubesc? Milena zice cu plăcere, bravo. Te iubesc, la fel sunt cuvinte magice? Da? Dacă credeți că sunt cuvinte magice, atunci spuneți-i lui mama de alături. Mama, te iubesc! Și chiar acum ați folosit o formulă magică! Uite așa! Bine, după care mai avem niște cuvinte magice pe care le folosim atunci când ne întâlnim cu cineva sau atunci când noi plecăm și rămâne cineva sau ne despărțim de cineva. Ce spunem atunci când ne întâlnim și ce spunem atunci când plecăm? Hai să vedem. Cine ne spune? Atunci când din suflet, bravo, bravo. Continuați să spuneți numele copilului în față ca eu să pot zice că anume el zice asta, bine? Lor asta le place la nebunie, sunt convinsă și de fapt cunosc eu. Bine, hai să vedem. Care sunt cuvintele care noi le folosim atunci când ne întâlnim cu cineva și atunci când plecăm și ne luăm rămas bun. Să vedem cine ne scrie. Totodată puteți să-mi spuneți despre dacă se aude bine și dacă se vede bine. Așa, Otilia spune bucuros de revedere. Bine, Iuliana, bună ziua. Iuliana zice bună ziua și la revedere. Bună ziua, bine. Hana zice salut și papa, bine. Salut și la revedere, spune Sofia, bravo. Să vedem cine și ce mai comentează. Care sunt formulele noastre de salut, pentru că sunt și ele formule de politețe, da? Hai să vedem. Andreea, ce zice acolo? Andreea a dispărut, probabil. Bine că Hana e aici încă cu noi. Milena zice bună ziua și la revedere, bine, așa, hai să vedem, facem o recapitulare, pe curând, spune Hana, bravo, atunci când noi intrăm într-o încăpere sau când ajungem la grădiniță dimineața, ce spunem când intrăm în grupă? Tare, tare, bună dimineața!
Și eu vă zic încă un secret. Atunci când spune cineva bună dimineața, e frumos să-i răspundeți la fel cu bună dimineața, dar ați putea să-i mai spuneți ce frumoasă este viața. Sau atunci când mama vă zice bună dimineața, voi puteți răspunde s-a trezit dulceața. Deci Milena spune bună ziua și la revedere. Salut și papa, așa. Să-i salutăm pe toți. Sunt bucuros și îmi pare rău, Marius, bine. Deci, dimineața spunem bună dimineața. În timpul zilei folosim bună ziua. Seara spunem bună seara. Mai putem spune și salut atunci când ne întâlnim cu cineva. Iar atunci când ne despărțim, putem spune la revedere, pe curând, cele bune și putem folosi și pa, pa. Așa. Eu știu că voi puteți folosiți, mulți dintre voi, și formulele respective în altă limbă. Cel mai des am auzit în limba engleză sau în limba rusă. Iată de ce mulți la papa zic bye-bye! Hai și voi să faceți la fel, da? Bye-bye! Uite așa. Bine. Eu vreau să mai zic de cuvântul mulțumesc dacă știți cum se spune în altă limbă. Eu m-am uitat pe internet și am aflat mai multe variante de cum spunem noi mulțumesc în alte limbi, cum ar fi și în limba cehă. Valeria, vă salută, salutăm și noi. Bună seara de la Emilia și Sofia și pupici. Emi și Sofie, vă pup! Hello, zice Hana, bravo! Deci hello atunci când e bună ziua sau un salut mai mult, sau hi, hello, ok, bună seara de la Emilia și Sofia, cine aici? Bună Monica! Așa, să-i salutăm pe toți. Așa, acum am să vă zic câteva variante cum noi putem spune mulțumesc în altă limbă. Dar hai să văd voi. Thank you! Da, bravo Nicoleta! În altă limbă, deci asta e în limba engleză, atunci când noi mulțumim cuiva, spunem thank you sau thanks, da? Bine, în care limbă încă mai știți? Ia să vedem. Să vedem. Danke, danke schon. Așa, bun. E Han acolo. Oh, Monica ne scrie în turcă cum o să fie. Hai să văd dacă pot citi. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Da? Zic corect, Monica? În cehă e dekuju. Sau stai că aici sunt și altele. Emilia spune spasibo. Da? E din rusă. Spasiba. Milena zice ciao. Privet, hello, merci, teşekkür, dekuju. Nicoleta zice thank you. Așa. Monica zice că am pronunțat corect în limba, în turcă. Bine. Eu m-am uitat, apropo, poate știți și în franceză, cum o să fie în franceză? Părinții voștri sunt convinsă că știți și, de fapt, noi folosim de multe ori această expresie în vocabularul nostru, chiar dacă e din franceză. Hai să vedem. Sanda, salutare! Merci, bravo! Cine e acolo? Hana la noi zice, da? Sau mama? Cine a răspuns cu merci? Exact, în franceză e merci. În ucraineană, ucrainski zic, deacuiu. Iată, Natalia ne-a luat-o fix la fix. Da, în limba ucraineană spunem deacuiu. Bravo, Valeria, exact, e merci. Bine, mai aveam aici, vă zic imediat, în italiană, hai să vedem, în italiană, cine știe cum în limba italiană se spune mulțumesc? Mulțumesc în limba italiană. Așa, așteptăm, așteptăm, așteptăm. Gracias, bravo Natalia. Cine mai e acolo? Grație. Așa, dar în spaniolă, cum o să fie în spaniolă? Să vedem cine primul ne scrie în spaniolă cum o să fie mulțumesc. Așteptăm, așteptăm, așteptăm. Hai, Hana, cine e acolo? Valeria, Milena, cine ne scrie mai repede? În spaniolă, mulțumesc, sună...
în portugheză. Cineva a scris obrigado în portugheză. Așa, dar în spaniolă? Așa. Să vedem a cui răspuns vine primul. Bună, Daniela, spune dacă ești cu copiii și cum îi cheamă ca să îi putem saluta. Bine, vine răspunsul pe parcurs. Eu am aflat încă cum se spune în germană. Nu știu dacă avem urmăritori care cunosc limba germană. Să ne spună. Și în croată se spune hvala. Ești tare frumoasă, Ileanușca mea. Pup, Diana. Salutare! Bine, hai să revenim la gracias spaniolă. Bravo! Smolianic, e vorba de... Scrieți-mi și numele copilului în față ca eu să pot să îl pronunț atunci când zic răspunsul. Evelina și Meisa sau Melissa? Obrigada. Obrigada, am înțeles că e în portugheză. Facem acuși dezbateri. Dezbateri, să vedem în care limbă știm dacă spunem corect. De ce noi trebuie să ne comportăm și să folosim cuvintele de politețe și să fim politicoși, să vorbim corect? Cum credeți voi, copii? De ce noi ar fi bine și e corect să fie a zis gracias din spaniolă? Dar nu facem dezbatere. Danke, spune Otilia în Germania. Da, în germană. Exact, danke. Danke se folosește în Germania. Deci cei care vorbesc limba germană, atunci când primesc ceva, spun danke. Emilia zice, ești frumoasă, clownul a vrut și ea să-i spună. Pup, Emilia! Acolo mai sus pentru Emilia și Sofia, care tot mi-a zis că sunt frumoasă. Mulțumesc, fetițele! Abia aștept să ne revedem și să ne îmbrățișăm. Meisa, pentru Evelina și pentru Meisa. Multe, mulți, mulți, mulți pupici! Și îmbrățișări. Calde, calde. Așa, o salutăm și pe Angela aici. Hai să revenim la întrebarea noastră cu... Pentru copii, ultima întrebare pe care noi o mai discutăm astăzi puțin, puțin. De ce noi folosim aceste cuvinte de politețe, formule de politețe? De ce e bine ca noi să ne comportăm frumos, să vorbim frumos? Hai să vedem. Cine și ce părere are? De ce e bine să ne comportăm, să rugăm frumos, să fim politicoși? Să vedem, să vedem, să vedem ce spun copiii. Hai, cine e acolo? Misa, Evelina, Sofia, Otilia, Emilia, toată lumea. Întrebarea e de ce trebuie să ne comportăm frumos? Ca să dăm dovadă că suntem educați. Noi în spectacolul Capra cu trei iezi, spunem în felul următor. Dă dovadă de cei 7 ani de acasă. Și unii copii au preluat fraza exact așa și în unele momente ne spun părinții că o folosesc fix cum o spunem noi în spectacol. Dă dovadă de cei 7 ani de acasă. Atunci când ștrengărel, trebuie să-și ceară scuze de la mofturel. Să-și ceară scuze de la mofturel pentru că l-a supărat. Și ștrengărel își cere scuze, iar mofturel îl iartă. Respectiv, cuvintele iartă-mă, la fel sunt cuvinte magice pe care foarte mulți greu le folosesc. Aici e un răspuns tare, tare interesant, unde Emilia zice că folosește formulele de politețe pentru că așa mămica m-a învățat. Bun. Altă Emilie zice că pentru că alții să se comporte frumos cu noi, pentru că se întâmplă regula bumerangului, adică cum ne comportăm noi, așa se comportă și cu noi. Valeria zice că folosim aceste cuvinte de politețe pentru a aprecia persoana care îți oferă ceva.
Fantastic de frumos, Valeria, ai scris, bravo! Milena zice că dacă ne comportăm frumos, trebuie să zâmbim. Foarte bine! Pentru că să-i respectăm pe cei care ne înconjoară, zice Hana. Așa, ce variante mai avem? De ce noi spunem cuvintele de politețe și de ce noi trebuie să fim drăguți și atunci când avem nevoie de ceva să cerem frumos și să răspundem la fel cu căldură și cu zâmbet, așa cum zice Milena, atunci când cineva ne ajută. Andreea zice că te comporți cu alții la fel cum vrei să se comporte cu tine. Bravo, Andreea! Bravo! Pupici pentru Andreea, mua! Și pentru Hana, mua! Cine mai e aici? Milena, Valeria. Bine, în cărțile sau atunci când se vorbește despre bunele maniere, Sofia a spus pentru că trebuie. Și dacă trebuie, trebuie. Nu se discută de ce, pur și simplu trebuie. Se spune în felul următor, comportamentul nostru, regulile de politețe și cuvintele și formulele de politețe sunt ca o cheiță de aur sau o cheiță magică. Dacă o avem și dacă o folosim, ni se pot deschide foarte multe uși. Asta dacă filozofic vorbind. Ce ar însemna asta? Dacă eu aș avea nevoie ca voi să distribuiți acest video, de exemplu, da? Și am să zic, distribuie video ăsta! Da, distribuie! Voi o să ziceți, de ce să distribui? Nu a fost deloc drăguță cu mine și să mă roage. Dacă eu am să zic, copii și părinți, vă rog frumos să distribuiți videoul nostru și să-l dați mai departe ca noi să reușim să ajungem la mai mulți copii și să avem mai mulți prieteni aici pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube. Voi, părinți, o să ne ajutați, o să distribuiți acest video pentru că v-am rugat frumos să ne ajutați. Și noi, cum scria acolo mai sus, Andreea sau cine era, nu mi-amintesc, când ne plictisim acasă, stăm acasă și nu avem contact cu copiii, să stăm la îmbrățișări, la pupici și la vorbe bune și la povești, suntem aici live cu voi ca să recuperăm 5% sau câte o picătură în mare, să recuperăm întâlnirile care nu le avem cu voi. Așa că, bună! Sahar Zelencu. Sahar Zelencu. Ok, spuneți-mi dacă sunteți cu copiii să-i salut. Exact asta vrem și noi. Vrem cât suntem acasă să fim în contact cu copiii voștri și noi aici, seară de seară, suntem ca să vă spunem o poveste. La ora 9 fix sunteți aici pe Facebook sau pe YouTube, unde începe la fix povestea. Iar după asta eu vă dau o întâlnire pe Instagram și pe Facebook să discutăm despre poveste și să analizăm povestea, plus că să recapitulăm cum astăzi, de exemplu, cuvintele de politețe și ce înseamnă să fii politicos. Uite, eu ca o domniță politicoasă vă spun mulțumesc că ați fost împreună cu mine și încă o formulă de politețe este noapte bună atunci când mergem la culcare. Iar de ce vă spun noapte bună, să aveți vise frumoase și ne întâlnim și mâine aici, la ora, imediat după povestea care este live. Asta vine cam la 9 și 15, cam așa. Să fim iarăși alături de voi. Iar dacă v-a plăcut, o să fim nespus de bucuroși să distribuiți și prietenilor voștri, să-i anunțați, nu tet-a-tet, dar aici pe Instagram și pe Facebook, pe YouTube și chiar să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Eu, Clounela, de aici vă pup și vă îmbrățișez, iar mâine vă aștept la povestea Ospățul din savană. Veniți să aflăm împreună ce mănâncă fiecare animăluț. Da? Și o poveste foarte interesantă. Eu vă pup, vă îmbrățișez, vă transmit mulți, mulți, mulți pupici și îmbrățișări calde, calde, calde. Noapte bună cu curcubeu în vise de la Sofia și Emilia. Milena o cuprind pe Clăunela. Și eu vă cuprind tare, tare, tare. Dar ca să știu că voi pe mine m-ați îmbrățișat, să dați distribuire la acest video și să puneți like neapărat. Și inimioare, inimioare, multe, multe, multe inimioare. Vă pup! Noapte bună! Până mâine! Pupici! Să